codul este mai mult o unealtă care te ajută să faci lucruri, multe lucruri interesante. Și eu folosesc această unealtă și nu numai eu, și toți programatorii folosesc această unealtă pentru a crea proiecte, platforme, pentru a face roboți. Practic, ei proiectează viitorul de mâine. Nu am un răspuns la întrebarea asta, adică cum vizualizezi cod. Nu știu, pur și simplu îmi vine de la sine. La fel era și la matematică sau la fizică, era chiar și toate. Eu dictam formulele. Eu încerc să gândesc fără să dai erori, dar dacă dai eroare când îți pun pe calculator, asta este. Eu vizualizez codul, iar apoi îl dictez persoanei care mă ajută. Practic îi dictează cuvânt cu cuvânt, fiecare semn, fiecare punct, fiecare paranteză. Un exemplu de fratele meu care are 10, are 11 ani și da, el mă ajută când are timp să scriu cod, practic mă ajută să mai fac din task-urile pe care le am. Da, deci după ce zic ce să scrie, mă uit peste cod și mă uit să văd dacă e totul ok, dacă n-are o literă greșită, că dacă are o literă greșită, nu mai merge, dă erori și... Dar știm cu toții cât de enervante sunt erorile, mai ales cei care lucrăm în domeniul ăsta. Primul meu proiect a fost o mică platformă de e-learning și ca dovadă că nu m-am lăsat bătut, tot la asta lucrez o versiune mai avansată. O combinație între YouTube și Netflix, unde profesorii pot încărca videoclipuri, cursuri educaționale făcute altfel și totodată, dacă să zicem că te-ai uitat la un curs despre web design, să zicem, și vrei să faci o meditație, aș putea pune cu profesorul respectiv să îți arate mai multe chestii. Cel puțin la asta lucrăm acum. Ideea este că eu vreau să o fac cât mai user-friendly. Dacă fac o platformă, știe să o folosească doar oamenii de știință sau chestii specializate, de ce am mai făcut? Că nu ajută pe nimeni. Sau să ne punem întrebarea dacă ideea pe care o avem chiar îi ajută pe oameni într-un fel sau altul. Eu îmi doresc ca tehnologia să avanseze în folosul omenirii. Da, să nu mai zicem de tehnologii de care încă nu am apucat și care ne pot schimba viața. Cel mai tare ni se pare tehnologia folosită de Elon Musk, acel Neuralink, care îți permite să controlezi orice dispozitiv cu mintea. Eu personal folosesc tehnologia pentru a controla unele device-uri. Există numeroase exemple în care tehnologia este folosită nu tocmai în folosul oamenilor și asta mă întristează oarecum. Thank you.